invităm din nou pe cei cu amintiri, domnul Zidar și Costanitar, domnul Daniel Suceală și Ana, doamna Ana. Chiar dacă ați vorbit, dar oricum să fiți din nou în... cei care, care aveți răbdare, vă promitem că avem pe lângă aceste amintiri, mai avem pe două secrețe, și o țin tot atât de frumoase, cum am și cele din ea. Acum, cum doriți, fie domnul Daniel, fie domnul Constantin, în vedere că sunteți pe mine. Și în corectarea acestei cărți, care în interiorul 1997 a fost editorul
ne adormiți, și corectarea altor comentarii zică acestei cărți, explicații pe mandat a Domnului Înțeles, a fost parte din acest proces nespectaculos, lent, treptat, care însemna Domnul de la necredință către credință. Însă, din partea Părintelui Stăniloan Liviu, un sfat greu de înțeles, și anume să încep în fiecare duminică dimineață, nu mergeam la biserică, evident, fac aici o paranteză, chiar interesant cum lucrează cel rău pentru sufletele nepuse pe calea cea bună, pentru că fără niciun motiv, și cu instinctiv, ca să spun așa, intuitiv, o instinctiv, dacă pot să o numesc de felul acesta, ideea, mine era, aveam o reținere temătoare de a merge în biserică. Fără niciun motiv, n-am fost în biserică, dar aveam această reținere. Deci nu cred că era o problemă transmisă genetică, era o problemă indusă, o temere și o reținere indusă. Deci sfatul Părintelui a fost să mă duc în fiecare duminică, la Sfânta Liturghie. Le-am spus că nu ce să fac acolo, că nu particip, nu înțeleg, nu mă interesează. A spus, du-te, doar să fac altă minute, cât poți te regulat. Și cred că asta a fost maniera în care tainic Dumnezeu a lucrat asupra sufletului meu, în acest drum de care vă spuneam de la necredință către credință, la putere umădeste. Sărace, că am directorul cu credința și acum putem sărace, compătătos. Că prezența în sine, cel puțin ascultarea sau deschiderea, dar și acolo, în spate, mai la ușa de la intrare, duminică de duminică, și în felul acesta, treptat, fără să prinzi de teste, de fapt, se dezvoltă în tine o altă percepție, o altă raportare la lucruri de viață esențiale care sunt atunci de le situai cu tot altă perspectivă. M-am numărat dintre cei care vizitau Casa Părintelui. Aș dori să spun că de fapt era o casă, un loc de pelerinaj, care de pelerinaj citadin, dacă nu prea forțat să spun să fie citadin. Acolo veneau pelerini ocazionali și pelerini de familie. Aș vrea să spun felul acesta și am amurat împreună cu soția mea Mariana dintre acești pelerini mai apropiați de familie. Întreabă la Dumnezeu. De acest pelerinaj, într-un fel, pot să spun că se ocupa măicuța. Pentru că dânsa făcea programări. De exemplu, eram programați, pentru că era multă lume dintre cei care veneau în regulat, mai mult de cei care veneau ocazional, și se adunau un păr. De aceea, un păr era cât de multă lume, 10-12 persoane, că am văzut așa, care nu aveam mai mult de 9 metri, polul care ducea, era o garsonieră și așa era unul care ducea legătura între camera propisă de 16-17 metri și bucătăria. Deci, în acest fel, puteam să încăpem în 10-12 persoane. Deci, măicuța se ocupa de această programare a pelerinajului. Termin la aparție, poate din ce mai multe. Iar se va gândi așa, nu s-au de? S-au de, da? Că nu. Iar noi, soția mea și noi, erau programați zile de joi și de duminică după ora 5, după amiază. Cam o oră jumătate, două. Ceea ce, pe lângă ceea ce a spus Ana, ceea ce rețin eu și aș dori să dau mărturie acum, e faptul că în aceste întâlniri, față de față cu Părintele,
langue persique, Kassipita, littéral, non, si. Nous sommes dans le monde moderne, à Chine, la figure, la possibilité de la figure. C'est-à-dire, pour le sac, en sens où j'ai exprimé cette idée, n'avait ni contrôlé tout ça. Ni calculé. Se transmita genuin, adică firesc, autentic, așa cum era, simplu. Și făcea acest lucru pe lângă țesături care spunea Ana, aș mai referi două, într-un mod discret, adică vorba foarte puțin despre dânsul, despre viața dânsului. Momentele grele, unde întrebam, nu stărea și nu dorea să vreau să fac așa ceva. Deci discret și în același timp dedicat, pentru că părintele asculta, nu? Tot ce am întrebat, asculta părerea fiecăruia, nu se rate nici altul pe niciunul și dialoga cu fiecare în parte, ca să spun așa, pe rând. Și lucrul acesta l-aș numi și un exercițiu de cateheză ad hoc. Întrucât, în afară de temele teologice care le-am abordat cu noi pentru planificare, pentru fixare și planificare, părintele făcea și altfel de cateheză. O cateheză, ca să spun așa, puțin asesivitatea mea a vieții de zi cu zi, pentru că mergeam acolo cu gândurile noastre, cu problemele, cu suferințele, cu îndoielile, cu bucuriile noastre și părintele le prelua și ni le restituia limpezite, clarificate, odihnite, liniștitoare. Și asta cred că tot o cateheză poate fi numit un aspect al catehezei care am dat fără în sensul acesta, atât părintele cât și măicuța erau ca un fel de barometru a stării noastre sufletești. Pentru că vin și rezonau și la bucuriile și la necazurile noastre. Adică aminte că noi am vrut să semenajăm, să le spunem, l-au aflat, nu mai știu cum, înceapă nu știu cum au aflat, că am avut cu mare de caz la un moment dat. Și anume, mergeam la curte, aveam o grădină foarte frumoasă, pe strada Orientului se numea, care era în continuare adevărată de aceea, și autoritățile vremii respective, suntem în anii 87-88, au hotărât să sistematizeze bulevardul și să facă o axă centrală din Piața Romană până în Calea Moșilor. Și în felul acesta ne-au luat o bună parte din grădina care aveam acolo. Întâmplarea făcea grădină foarte frumoasă, cu confundință, cu zmeură, trandafiri. A fost o durere de grădină. Și mi-aduc aminte cât de mult au suferit alături de noi, sau mă rog, s-au negrăjit părintele și măcuța legat de acest lucru. E foarte gălitor. Fără să fiu cunoscut, n-au fost la mea acasă niciodată, dar pentru faptul că era în necaza noastră, împărtășeau și bucurile și în necazul noastră. Asta aș spune legat de ceea ce înseamnă a fi alături de părintele ca amintiri care pot să le zic acum, în plus atât ce spunea Ana. Da? Părinte, vorba, mă gândeam și pe următor, Ana, e vorba cu oarecum. Vreau să mă adresez acest lucru, că m-ar interesa, nu știu dacă mă pot, fiind în anul centenarului, poate la sfârșit, da. Adică am putea să le vorbim și pe părinte și vorbim despre gândirea despre Mântuitorul ăsta legată de spiritul român, spiritualitatea noastră, poate la sfârșit, pentru cei care, da, pentru cei care am mai interesat. Dacă am să vă...
intervenții despre spiritualitatea poporului român și apoi despre unitatea românilor. Așa cum s-a spus, doamna Ana, la un moment dat, a spus că avea această imagine, poate uneori idealiza poporul român, una cuvință a poporului român. Însă, noi în această seară ne-am propus un simpozion, deci probabil că vom mai organiza, și ne-am propus această priveghere împreună cu părintele. Și cred că fructurile acestea de amintiri pe care dumneavoastră ne împărtășiți sunt profunde. Pentru că simpozion, a fost un simpozion la Timișoara, acelui 1 octombrie, dedicat părintele, cu Marte Orgonci, așa. Dar, bineînțeles, putem adăuga și despre acest subiect. Da? Nu, nu. Deci, eu nu vreau să procez nota. Doar dacă considerați, da. Adică, sentimentul meu este că, mai ales acum, în aceste momente, l-am putea evoca și plânsul, fără să fie o pretenție. Și doar a fost extrem de original și de profund și în această perioadă asta. Și merg la suflet. Nu știu de și mătăturile interviuri legate de spiritualitatea românească. Da, nu lasă vă dă, ce fac la ascultare. Vă mulțumim.